Ciao a tutti, ciao ragazzi! Înainte de începe lecția noastră, vă amintim, cum probabil deja ați văzut în pagina noastră de Facebook, evenimentul Vara într-o poză. Cineva dintre voi deja ne-a trimis poză, foarte bine. Nu facem numele, las-l-o noi. No. Și Matieș. Vă mulțumim, dar e important să fiți cât mai originali în poza voastră care reprezintă vara aceasta. Și cea mai originală va câștiga, de fapt, un tricou special pentru voi de la noi. În ultima lecție am vorbit despre forma verbală volerci. Astăzi, în schimb, vom vorbi despre forma verbală metterci. Acest termen provine din verbul a pune și are semnificația de a pune în ceva. De pildă, atunci când trebuie să gătesc ceva, spun trebuie să pun sarea, adică devo metterci il sale. Dar această formă verbală este și des folosită pentru a înlocui cuvântul timp. Așadar, are semnificația de a folosi un anumit timp. Precizăm înainte de toate că în limba română nu se folosește această expresie. Totuși, vom vedea unele exemple și cum putem să le folosim în limba italiană, bineînțeles. În primul rând, prima propoziție, în loc de a spune quanto tempo ci metti a finire i compiti, această întrebare, putem pur și simplu să zicem quanto ci metti a finire i compiti? Dacă am traduce mot a mot în limba română, ar fi cât timp pui ca să termin temele, dar știți foarte bine că e greșit. De aceea este tradus cât timp îți trebuie ca să termin temele? Răspunsul la întrebarea aceasta, în loc de a fi ci metto poco tempo, putem să zicem ci metto poco. Deci, îmi trebuie puțin. Un alt exemplu, aceasta este o exclamație. Ce ne-ai messo di tempo? Sau, ci hai messo molto tempo? Tradus ar fi, a trebuit mult timp. Când, de pildă, ne adresăm la cineva care a folosit, într-adevăr, mult timp pentru a îndeplini sau a se ocupa de o sarcină. Un alt exemplu este Luca a studiato molto per questo esame. Ce l'ha messa tutta. Adică, Luca a învățat mult pentru acest examen. S-a străduit foarte mult. Ce vuoi fare? Buongiorno. Bine, lecția noastră s-a terminat și ne vedem săptămâna viitoare.